Percheziții de amploare în Sibiu, București și alte 5 județe din România la locuințele unor persoane bănuite de fraudă informatică și spălare de bani. Mii de persoane au fost înșelate atât din țară cât și din străinătate. Până în prezent a fost conjurat un prejudiciu de 2 milioane de euro. Trăzile din cartierul Terezian au intrat într-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Lucrările au început în primăvara acestui an și au termen de finalizare primăvara anului 2023. Pe măsură ce lucrările au avansat și nemulțumirile celor care locuiesc în zonă au apărut. Cei mai mulți se plâng de faptul că noua amenajare a tăiat jumătate din locurile de parcare. Tot de tăieri, dar ale copacilor aduc vorba locuitorii cartierului. Încă au fost tăiați arbori vechi de zeci de ani, dar încă sănătoși în loc să fi găsit o soluție pentru a fi lăsați în viață. Mai multe persoane din România anunță că vor veni sâmbătă la Sibiu, unde vor organiza un protest împotriva statuii baronului Samuel von Brukenthal, amplasată recent în Piața Mare a municipiului. Protestatarii vin din mai multe județe ale țării și începând cu ora 16 vor începe manifestarea. Aceștia cer retragerea statuii baronului din fața muzeului care îi poartă numele. Organizatorii spun că primăria a acordat aviz favorabil protestului, însă cu condiția ca sonorizarea să fie interzisă. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.